Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a efectuat o vizită de lucru în județul Suceava, unde a avut mai multe întâlniri și discuții. Ministrul Finanțelor a vizitat biroul Vamal Suceava și Agenția Națională de Administrare Fiscală. De asemenea, Eugen Teodorovici a avut și o întâlnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri la Universitatea Ștefan cel Mare. Ministrul Teodorovici a prezentat modificările care vor fi aduse codului fiscal, precizând faptul că vor fi făcute doar la articolele unde sunt necesare schimbări. Pentru a încheia în acest an acest proces de modificare continuă a codului fiscal, inclusiv la nivel de Parlament, sunt foarte multe inițiative și la Cameră și la Senat de a modifica codul fiscal. Din păcate, multe dintre ele sunt populiste. Noi la Finanțe am început un proces de a lua efectiv, a face o analiză articol cu articol și atât codul fiscal cât și cel de procedură fiscală. Am trimis deja și ieri scrisori către toate structurile reprezentative care să ne sprijine în acest proces. Pentru a ce face? În primul rând a simplifica. Nu plecăm la ideea de a modifica iar altceva. Nu. Articol cu articol se analizează. Este corect așa? Poate fi eliminat că este mai simplu decât să complicăm legislația primară? Dacă da, se face propunerea legislativă. Deci, actuala propunere, propunerea de schimbare și argumentele care stau la baza acelei propuneri. Toată lumea va fi consultată. Până la final de an, a doua parte a anului, vrem să închidem acest proces de consultare publică, iar dacă va fi cazul, să fie o ultimă modificare pe cele două coduri, fiscal și procedură fiscală, ca de la 1 ianuarie 2019 să închidem discuția de modificare acestor două acte foarte importante pentru economie și lumea să aibă acea predictibilitate de care spunem cu toții. De asemenea, ministrul Finanțelor a făcut referire și la rectificarea bugetară din vară, care va fi făcută pentru administrațiile locale. În acest an se va definitiva un set, să spunem așa, de măsuri. Domnul viceprim-ministru Paul Stănescu, chiar am avut o discuție cu dânsul la Ministerul Dezvoltării și împreună cu MEDERAP, cu Ministerul de Finanțe, discută și vor prezenta un astfel de pachet de măsuri pentru condițiile locale. În ce sens? Acel impozit de 100% să rămână la nivel de UAT. Știți că o discuție este pusă în programul de guvernare, e o măsură care se va face în acest an. La nivel de guvern, la nivel de legislație, există anumite formule care le asigură parte de finanțare. Până la rectificare nu va fi o problemă pentru primării. Rectificarea, sperăm noi, prima rectificare să fie undeva la final de lună iulie. Da? Și oricum vedem exact caz cu caz, acolo unde sunt blocaje efective de funcționare și nu numai, de plata unor obligații față de finanțatori, vedem exact care este soluția pentru a nu aduce în sine costuri în plus față de finanțatori, având întârziere la plată. Dar în mod normal, ca principiu, orice leu dat trebuie să fie asumat de fiecare comunitate locală. Pentru că poate o comunitate locală are împrumuturi, poate alta nu are împrumuturi, din motive diverse. Fie că nu i-a trebuit și a avut banii proprii, a fost mai gospodar și a făcut din ce a avut acolo, nu știu. Și nu este corect ca unul pentru altul să plătească.